considerat. Aveți tot blogul de la Târgul de Turism a României, de canalul Cechin, Valeșelea. Târgul ăsta e plin de surprize. Servez cu o colegă de Maramureș, noi spunem vaccinul anticovid. Ai cut punte, ai bine. Hai să vedem cum arată Târgul de Turism România 2022. Asta e intrarea și haide să o vizităm. De, eu sunt curios, prima oară vreau să merg la orașul mai profanat din România, numit Sulina, să vedem ce avem acolo. Mai mult pentru Sulina m-am dus, apoi vedem și celelalte oferte. La Sulina am vrut să ajungem. Și am ajuns. Haideți să vedem ce ne poate oferi Sulina în anul 2022. Să vorbim cu niște reprezentanți de aici, de la standul Sulina. Așa arată standul de la Sulina. Imediat venim. Acum vă prezint un pic standul și apoi stăm un pic de vorbă, dacă se poate, da? Mulțumim frumos! Da, domnul Comulzan Gheorghe de la Asociația Descoperă Sulina, o asociație constituită cu scopul de a promova orașul Sulina și împrejurimile sale și a descoperi și de asemenea frumusețele deltei. Ceea ce se vede aici este o parte din colecția mea privată, expusă la Sulina, sub forma expoziției Sulina Veche, intitulată expoziția Sulina Veche. Sunt imagini cu Sulina de altă dată, aici este cura de vărsare a canalului Sulina în mare, vedeți și așa imaginea, cum se bază aici este mare, acestea sunt digurile construite artificial, parul nou de la cura de vărsare, finalizată în 1983, insula nou formată sau insula păsălor, epava navei turburi naufragiată în decembrie 2009 și farul vechi, care cândva se afla la gura de vărsare, cum se vede și în acele litografii. Cu timpul digurile au fost prelungite în mare ca să evite colmatarea și blocarea cu aluviunea aduse cu brațe chilia și astfel că gura de vărsare a arătat așa în prezent. Aici sunt obiecte navale, o timonă veche, felinare de poziție, un glopot vechi de velier, fotografia lui Eugeniu Bodez, comisar maritim la Sulina, la început de secol 20, s-a născut la Burdujen, județul Botoșan de atunci, acum Suceava de astăzi, a fost autorul romanului Europolis, care descrie Sulina cosmopolită la început de secol 20. Așa cum spunea Eugeniu Botez, Sulina se află acolo unde Dunărea își pierde și apa și numele în mare. În 1976 la Sulina s-au făcut filmări pentru filmul Toate prinzele sus. Aici este un mic istoric și aici așa arăta farul vechi în 1976 când s-au făcut aceste filmări. O parte din filmări s-a făcut și la Sulina. Aici este o busolă veche, un scripete original de corăbii cu care se trideau prinzele la Qatar. Aici este capacul de busolă cu lampă. Aici este catedrala Sfântul și Nicolae și Alexandru din Sulina, cutoria regelui Carol I. Aici este biserica ortodoxă veche, consulatul elen. Deci erau cei mai numeroși în Sulina. Deci situații pe naționalități. După cum vedeți, din 1904, din 4.913 de locuitori, dintre care grecii erau cei mai numeroși, 2.056 de persoane. Cum au români, după care rușii, armenii, turcii, austro-ungari, evrei și așa mai departe, peste 21 de naționalități, inclusiv indieni 4 la vremea respectivă.
Aici este romanul cu toate păzele. Al lui Radu Bucuran, cel mai anunțare, cel mai îndrăgite seriale. O hartă maritimă cu Subina. Aici se vede gura de vărsare, frontiera cu Ucraina, insula Șerpilor. Și acesta este farul de pe insula Șerpilor. Aici se află Sfântul Gheorghe. Punctele astea așa reprezintă adâncimile care există. Aici sunt căs poștale cu Sulina de altă dată. Uzina de apă construită prin donația reginei Wilhelmina Olandei, care vizitează Sulina în 1897. Am înțeles că avea o poveste foarte interesantă cu apa. În 1897 a venit să viziteze Sulina. Constată că locuitorii beau apă direct din Dunăre, având în vedere că și epidemiile de holeră erau foarte frecvente atunci, în cauza apei netratate, și alocă o sumă de bani pentru demararea lucrărilor de construcție la o uzină de apă. De asemenea, Comisiunea Europeană contribuie și ea cu 600.000 de franci de aur pentru realizarea acestei construcții. Construcție finalizată în 1903. Hotelul Camberi, prospectul Dunării, paleatul Comisiunii Europene a Dunării. Ce înseamnă Comisiunea Europeană a Dunării, ca pe înțelesul tuturor așa, în 1856, după războiul Crimeei, se vizează Comisiunea Europeană a Dunării, din care făceau parte marile puteri ale Europei, inclusiv Rusia și Turcia la data respectivă. Anglia era motorul acestei instituții, cu scopul de a amenaja gura de vărsare a canalului Sulina, pentru ca navele să intre pe canalul Sulina, să ajungă în porturile dunărene, Galați și Brăila, să preia cereale. Așa cum spunea Eugeniu Botez în romanul Europolis, pe Sulina iese grâu și intră aurul. Aici, în anul 1927, Sulina este declarată stațiune balneoclimaterică, care oferea, potrivit presei vremii, harul lecuitor al razelor de soare pe tindele nisipoase ale plajei. Are cel mai fin nisip de pe toate plajele, cum poate ați fost acolo. Aici sunt câteva imagini cu Sulina din perioada interbelică, aici sosirea turiștilor, așa, în tipul sezonului băilor, cum se spunea atunci, cazinoul și plaja Sulina, cazinou construit în 1926-1927 și distrus în timpul războiului. Acolo, la fel, ceea ce se vede sunt imagini cu Sulina de altă dată, Sulina în zilele noastre. Aici sunt opinci cu cioci folosiți de localnicii din Delta, în loc de cizme, cum se folosea odată. Asta este piele de porc mistreț tăbăcită. Și este un fel de doc mai tare așa, prin care e impermeabil, pe care nu pătrunde apa. După 2-3 ore de umblat mediu, evident că se pătrundea apa, dar fiecare pescar, fiecare locuitor care pleca în delta aveau și o bele, acest material ciulceștea îi avea de schimb în coș. Aici sunt imagini, asta e fotografie originală, făcută de un fotograf profesionist, cu un delta cum era odată. Sulina, până să vină Comisiunea Europeană, până în 1856, vedeți câte epave erau la cura de vărsare. Tocmai asta a fost motivul pentru care s-a ființat această comisiune, ca să amenajeze cura de vărsare, să evite naufragile, în primul rând. Fotografii cu pescari de altă dată, colibele pescărești, aici tot așa, astea sunt carmace, instalații de pisturioni. Aici este o fotografie cu mătușa mea și eu când eram copil pe malul Mării în 1973. Aici este o gospodărie din Delta, așa cum se folosea și aici la fel. Aici sunt, cum se naviga cândva pe canalele Deltei. Și cum se jucau copiii, evident, în perioada când eram eu copil, pe canalele din Sulina. Aici sunt diverse, este o plajă de pescuit, da, o știucă sărată am pus. Da, e specific, avem, specific, da. Deltaic? Asta este Naboica. Naboica, ce este Naboica? Da, Naboica este o unealtă folosită pentru, și se folosea și în trecut și prezent, cum vedeți, pentru a aranja
stuful pe casă uniform, se bătea stuful cu ea de jos în sus, în răspăr, astfel încât cotoarele de la stuf să rămână uniforme. Vedeți cum e și aici. Procedeul, și în această imagine, procedeul se numește bătunemțește. Mai există și procedeul de velită normal, lipovenește, care peste este pusă pe toată lungimea. În schimb, prin acest procedeu, durata, se prelungește durata acoperișului de stuf până la 30-40 de ani, în funcție de calitatea stufului. Domnul Mihai Cărin vrea să vă prezinte, eu îl cunosc pe domnul Mihai Cărin, îl cunosc, îl urmăresc pe Facebook pe domnul Mihai Cărin. Cred că toată lumea știe din Sulina, cel mai bun fotograf și cel mai bun ghid turistic din Sulina. Vreau să vă spun câteva lucruri din suflet despre Sulina. Sulina este o destinație unică aproape în Europa. Cei care aleg să vină la Sulina împușcă trei epuri dintr-un foc, să zic așa. Acolo ai și Delta, și Dunăre, și Mare. Este un oraș cărcat de o istorie foarte, foarte dotată. Deci, cum spunem noi, multe de istorie. Sulina a devenit, în 1956 s-a înființat Provinția Română. Așa că în 1970 a devenit Porto Franco și de atunci a avut o evoluție foarte mare și s-a dezvoltat foarte mult. Era un pătru de pescat, a ajuns să devină cel mai cosmopolit oraș de lume. Așa. E foarte liniște, în primul rând, plaja e foarte ok pentru copii, pentru că adâncimea este dreptată și vină, apa nu este foarte sărată datorită apei, datorită Dunării care se varsă mare. Așa de acolo poți pleca în delta la pădurea Lita, pădurea Carol Manti la 23, Grișan, sunt mai multe tipuri de habitate naturale, zonă de briduri marine, briduri, fluvii maritime și fluviatile. Undeva la nord de Sulina, în capătul golfului Sulina, s-a format pe insulă din Alcuni. Cea mai frumoasă insulă pe păsările. Insula K sau insula Musura sau insula păsărilor. Acolo vin masturnații de bird watching, de fotograf de păsări și așa mai departe. Sunt cele mai frumoase apusuri pe care le poți prinde pe apă. Și apusuri și răsăriți. Și răsăriți, da. Aerul este foarte curat, pentru că nu există poluare, este foarte liniște și așa mai departe. Deci, veniți la Sulina, de vreau să rămâneți. Drag, se spune, e o vorbă din bătrâni. După ce ajuns în Sulina, neapărat trebuie să mai vii de încă vreo 5 ori. Așa, dacă ai gustat din apa Dunării la Sulina, te-ai îndrăgostit imediat de Sulina. Așa, eu prima oară când am ajuns în Sulina, am zis că sunt acasă. Mă bucur că ai simțit așa. Și când am plecat, am plâns. Cred. Și acum am plăcut, Bine. Și o să o revăd anul ăsta cu siguranță și cu domnul Mihai, Călin, o să se sună când ajung acolo și să facem o excursie împreună. Cu mare drag. De unde tot pisam să fug de nenoroc, să las o urmă pe pământ, să nu fiu numai frunză în vânt. Visam luminile din sud, visam ce n-am văzut. În gând cu toate astea, într-o zi chiar am plecat. Aveam să pierd curând ceva nevinovat. În umbră umbă de copil, plângând mă părăsea timpil. Ca peste noapte s-a întâmplat, eram bărbat. Orașele din minte, acum le vedeam. Privești și iluzii, o travă și balsam. Hai, hai, și bate toba, măi, Vasile, da, 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 da
uitat la mine. Greciei, da? Unde o să-mi iau câteva materiale de documentat pentru acasă, pentru că Grecia întotdeauna este și a fost o destinație perfectă pentru români. Tocmai și-am plecat de la standul Greciei, foarte, foarte mișto, foarte bine prezentat. Nu am stat prea mult de vorbă cu ei, dar mi-a făcut că ai foarte multe materiale de văzut, de documentat acasă și am plecat cu geanta plină de materiale să mă documentez despre Grecia. Cred că e cel mai ok stand în afară de Sulina. Da? Bine, Sulina e România, dar cel mai ok stand din afara României, care prezintă foarte frumos țara ei. Să ne continuăm drumul către alte destinații din acest târg de turism al României. Aici avem standul Tunisiei. Ce putem... Ia să vedem ce au fetele pe aici. Ce au aceste fete pe aici? Avem niște pliante despre Tunisia. Portul acolo. O să-mi iau și câteva pliante de aici, din Tunisia. Thank you. De ce să vizitezi Tunisia? Mai tare un pic. În primul rând pentru diversitatea pe care aceasta o oferă. Și pentru prețurile, care sunt mult mai mici comparativ cu competitorii noștri, Maroc, Grecia și Turcia. Oferind diversitate și foarte multe activități, atât pentru copii cât și pentru adulți. Mulțumesc frumos! Deci, să vizitați Tunisia, da? Avem și Moldova, ceea ce este foarte, foarte frumos pentru ei, că ne pot arăta ce putem vizita la ei în Moldova. Și mi se pare, la ei în Moldova, la noi în țară sau la ei tot același lucru este, vorbim aceeași limbă, așa că trebuie să vedem ce avem și aici în Moldova. Da? Iată, prima oară ne prezintă ce au mai bun. Se știe întotdeauna că vinurile moldovenești sunt unele dintre cele mai bune vinuri din Europa și, dacă nu, din lume. Mai ales cele de purcari. Cam așa arată standul Moldovei. Sunt aici la reprezentația Crame Purcari și domnișoara o să ne prezinte ce vinuri produc ei. Deci, haideți să vedem ce vinuri putem degusta și degustați din Crama Purcari. Bună ziua! Crama, vinăria Purcari, de fapt, este considerată cea mai veche vinărie din Republica Moldova, datând din anul 1827. În colecție avem vinuri destul de vechi, chiar și din 1948, mai avem rămas o sticlă. Vinurile noastre au fost recunoscute încă din 1878 la expoziția mondială de la Paris, unde Negru de Purcari a luat prima sa medalie de aur. Ulterior, vinurile Purcari fiind și pe mesele țarului Nicolae al II-lea sau reginei Victoria din Marea Britanie. În prezent, în 2021, de fapt, vineria Purcari a fost cea mai medaliată vinărie din lume, obținând 325 de medalii de aur și argint la cele mai renumite concursuri. În complexul turistic Purcari puteți să vizitați meciurile noastre istorice. La fel avem și restaurant, avem bucătăria la carte și bucătărie tradițională și avem și un hotel unde puteți rămâne cazați peste noapte. La fel punem la dispoziția turiștilor și diverse activități, evenimente publice, maraton. Avem o activitate foarte interesantă care se numește Lupta Vinificatorilor, în care turiștii pot merge în vii, pot recolta struguri
și pot, îi pot presa cu propriile picioare, cum se făcea pe timpuri. Din vinuri avem renumitele vinuri alb și negru de purcar, avem colecția 1827, care este foarte recunoscută, și mai nou avem colecția Nocturne, ultima noastră colecție, care se remarcă prin faptul că strugurii sunt recoltați pe timpul nopții pentru a avea o temperatură naturală, pentru a fi mai răciți natural, astfel păstrându-se toate caracteristicile aromei, fiind arome, puritatea aromelor se păstrează și intensitatea gustului. Ia să vedem cum, ce gust are acest vin alb de purcari. Eu oricum știu, dar să mai gustăm o dată. Vai, zici că e șampanie. Vai de mine, zici că e șampanie pe bune. Și acesta? Al? Tot la atelier? Pe roșu? Colecția despre care v-am vorbit. Da, colecția nouă. Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Hai să vedem cum este și Cabernet. Suntem de la Castel Mimi. Da, aici suntem de la Castel Mimi. Este vinăria Purcari. Da, este un vin sec, e un vin chiar foarte bun. Mulțumim frumos și la revedere! La revedere! Tocmai am ajuns la standul Maramureșului și, bineînțeles, m-am întâlnit cu altcineva Vedeți tot vlogul de la Târgul de Turism al României, de canalul Cechin, cu Alexele. De ce să fiți în Maramureșului? Maramureșul, peisaje, pentru tradiție, pentru măști, pentru... Nu e cămașă. Cămașă. Pentru fete, pentru... Aer curat, dar în primul rând și în primul rând pentru oameni. Oamenii fac oameni. Mulțumesc, deci, frumos, Mihai Murar, mulțumesc că... Dragă, la tare. Mulțumesc frumos. Da, cum am spus, târgul ăsta e plin de surprize. E foarte frumos târgul de Crăciun. Doamne ajută, lăudăm pe Iisus. Doamne ajută, doamna, ce avem aici? Servesc cu o colică de Maramureș. Noi spunem vaccinul anticovid. O să vă rog frumos să o degustați. Acum faceți testul pe loc? Facem, dumneavoastră faceți testul pe loc. Noi am făcut testul deja. Bun. E clar că n-am covid. E clar că n-am covid. Vă așteptăm la Maramureș cu tot ce avem noi mai bun, cu tot ce avem noi vă punem pe masă. În primul și în primul rând vă așteptăm cu sufletul deschis, vă așteptăm cu multă credință în Dumnezeu și cu bunătate. Mulțumesc frumos! Sper ca dumneavoastră și urmăritorii dumneavoastră, hello, vă salut pe toți, să vizitați Maramureșul. Dumnezeu să binecuvânteze românii și România, vă pup pe toți! La revedere, mulțumesc frumos! La fel! O zi plăcută!